Strada Ferilor a fost un proiect destul de, cu un grad de dificultate un pic mai ridicat față de strada Bistriței, deoarece acolo trebuie să se intervine la partea de canalizare pluvială și gaigăre și s-a adoptat o soluție a se turna acele capace cu guler. Capace cu guler care, în mod normal, trebuie aliniate cu statul de asfalt final. S-au întârziat datorită faptului că placa de beton a fost estimată având o grosime. În momentul când s-au apucat de lucrări, au constatat că placa de beton avea între 40 și 50 de centimetri, uneori avea și 60 de centimetri, au găsit și 80 de centimetri de beton. Efectiv, acolo, toată operația asta de dislocare a betonului a întârziat finalizarea întregului proiect. Publisearul a terminat, a finalizat stratul de asfalt final. Urmează să ridicăm la cotă gaigările și canalele carosabile, activitate care se poate întinde pe o săptămână, maxim două, în funcție de vreme, deoarece trebuie să refacem stratul de asfalt în jurul canalelor și gaigărilor și trebuie să fim atenți la temperatura exterioară, care trebuie să fie, în mod normal, peste 5 grade cu plus. Dar eu zic că, și urmărind prognoza meteo, avem câteva ferestre de zile calde, să sperăm că în, la sfârșitul săptămânii viitoare reușim să finalizăm și ridicarea la cotă a căminelor și tot ce înseamnă trasare și marcare rutieră.